Una dintre cele mai vechi atestări documentare de pe teritoriul țării noastre referitoare la un oraș datează din anul 657 înainte de Hristos și se referă la municipiul Constanța, care astăzi și-a sărbătorit ocrotitorul. Evenimentele dedicate acestei sărbători au început de ieri seară cu o procesiune prin cetate, în care au fost purtate raclele cu fragmente din moaștele sfinților Pantelimon, Epictet și Astion. În sunet de fanfară militară și de toacă, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu numeroși credincioși, au mers în procesiune de la Catedrala Eparhială până la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sărbătoarea a continuat astăzi cu Sfânta Liturghie, oficiată aici de ierarh. Înalt preasfinția sa le-a vorbit credincioșilor despre cinstea pe care o are municipiul Constanța de a-i avea ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Astăzi este pomenită ocrotirea acestui oraș. Puține orașe sunt botezate cu nume de sfinți. Primul oraș botezat cu nume de sfânt este orașul nostru Constanța, botezat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare după numele fiului său Constanțiu, și a avut mare apreciere pentru orașul nostru, pentru că fiind primul împărat creștin, a auzit de vrednicia înaintașilor noștri. Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cei care au ctitorit din temelie orașul nostru, vechiul Tomis, și Sfânta Biserică unde ne aflăm este pusă sub ocrotirea acestor mari sfinți, fiind o binecuvântare pentru noi, cei care slujim acestei biserici, fiind ocrotiți de acești sfinți împărați. Hramul unei biserici este cu adevărat un moment de bucurie, este un moment de meditație asupra vieții noastre, asupra ceea ce noi oamenii suntem, și momentul trebuie marcat cu adevărat cu o rugăciune deosebită și cu o trăire emoționantă. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat și un tedeum cu ocazia zilelor municipiului Constanța.